Salutare, dragilor, și bine v-am regăsit la un nou vlog. Sper că sunteți bine și că totul decurge bine în această zi minunată. M-am întors așadar la voi ca să vă spun adevărul și ce s-a întâmplat de fapt în gala din 4 august. Ce s-a discutat între Rebecca și Anthony, pentru că din câte ați văzut foarte, foarte mult a fost tăiat la montaj, ni se dădea o fază și după aia alta și nu ne dădeam seama de ce se întâmplă lucrul acesta. La un moment dat Rebecca a plâns și practic acela nu era motiv de plâns. Mie s-a chinuit să plângă că de fapt ea nu a plâns, că nu existau prea multe lacrimi. Așa că am primit niște informații cu ceea ce s-a întâmplat exact, ceea ce s-a discutat între cei doi și v-am întrebat și pe voi dacă vreți să auziți lucrurile acestea, așa că o să încerc și eu să le cenzurez cât de mult pot aici și pe canalul meu de YouTube ca să nu am probleme, dar totuși vă voi spune despre ce este vorba. Așa că apăsăm pe butonul de subscribe și trecem frumos la discuția noastră, una care nu este tocmai ortodoxă, pentru că în gală aflăm că Anthony la un moment dat ar fi insinuat că Rebecca este o panaramă. Da, exact așa. Până și doamna Andreea am înțeles că și-a pus mâinile la gură și a zis: Anthony, cum este posibil așa ceva? Iar aceasta l-ar fi înjurat și i-ar fi spus că este un amărât care bate femeile. De acolo a pornit și toată faza asta cu Vlada și cu ceea ce s-a întâmplat și cu discuțiile care au fost și cu Giulia, că și ea știa și că ea a dus videoclipul acela în care Vlada spunea pe internet și toate lucrurile astea. Practic de acolo au pornit. Chiar dacă mulți ne-am întrebat de ce nu se aduce subiectul Insula Iubirii cu Rebecca în emisiune și de ce nu se discută treaba aceasta, pentru că ea și-a etalat practic caracterul în acest video, în acel videoclip cu castingul la Insula Iubirii ca și ispită, se pare că Anthony a adus în discuție acel videoclip, spunând către Rebecca că este în stare să meargă din emisiune în emisiune doar ca să prindă popularitate și că dacă ar fi ajuns acolo la Insula Iubirii, i-ar fi luat pe toți la rând doar ca să rămână în emisiune și să nu fie eliminată. Acesta se pare că nu a rămas dator cu absolut nimic. A adus în discuție și conversația telefonică dintre Rebecca și așa zisul ei frate Vitrex, spunând că probabil că și în momentul de față cei doi mai vorbesc și era foarte, foarte pornit să o provoace pe aceasta foarte mult, care până la un moment dat tot ce avea să-i spună era să îl înjure, să vorbească urât, să-i spună că este silă de el și că nu-l vrea nicio fată, că până și Teodora l-a refuzat înainte și exact așa face și ea în momentul de față. Cea mai mare acuzație așa din partea Rebecca a fost că cică Anthony ar fi bătut-o pe Vlada. A spus în gura mare în gală că Anthony a bătut-o pe Vlada și că i-a învinețit ochii acesteia și că este un om care bate femeile. Iar după aceea, nemai putând să-i astupe nimeni gura, le tot întreba pe fete, una câte una, că dacă ele și-ar dori un astfel de prieten, un astfel de iubit în viața lor care bate femeile, vrând astfel să-l pună pe Anthony într-o postură foarte proastă și să-l umilească acolo în fața colegilor și în fața concurenților. Însă lucrurile acestea noi nu le-am văzut pe post. Se pare că cei din staff au tăiat mult și bine la montaj. Aceștia au vrut să o protejeze pe Rebecca cât mai mult, pentru că mai nou se pare că aceasta i-a cam luat locul Giuliei în grațiile celor din producție, fiind foarte protejată de multe ori atât de doamna Andreea Mantea, o vedem felul în care vorbește cu ea și felul în care o înduioșează și găsește practic scuză pentru orice, iar în cearta cu Anthony, pe lângă că Rebecca a inițiat de foarte multe ori și l-a provocat pe acesta, de câte ori a venit doamna moderatoare, i-a ținut partea doar ei. Așa că aceștia au protejat-o ca să nu cadă și mai rău la public, pentru că, după cum vedem în online, publicul nu este prea mulțumit de ceea ce ne oferă această Rebecca în emisiune. Așa că tăiem la montaj. Din câte am înțeles, și în gala următoare, când Teodora va lua cecul, Rebecca va avea ceva de spus, atacând-o pe aceasta, vorbindu-i urât și spunând că este o parșivă care amăgește băieții și că o interesează doar banii, că a venit la televizor doar ca să-și facă reclamă pentru cântările ei și lucruri din astea. Se pare că Rebecca va începe atacurile asupra
Teodorei și nu va fi singura, pentru că Teodora va fi acuzată atât de către cei din staff, cât și de către anumiți colegi, puși probabil de către cei din staff, cum că ar da informații din emisiune. Dar lucrul acesta, când se va afișa în emisiune, când se va discuta, voi veni și eu și voi spune mai multe și voi spune părerea proprie. Însă, Moldo va fi alături de Teodora și cei doi vor lupta împotriva tuturor. Se pare că vor intra într-o cunoaștere și vom vedea un alt Moldo decât am văzut până acum. Așadar, dragilor, cam acestea au fost lucrurile care s-au vorbit în gală între cei doi. Oricum, vă dați seama, au fost și lucruri din astea cu prostule și cu din astea și cu nu mă merit și cu tot felul de binjuri din astea mai micuțe între ei, dar lucrurile astea nu s-au dat pe post. În primul rând, nu au voie să dea astfel de chestii pe post, după cum ați văzut că în ultima vreme chiar și la nesimțit aceștia pun bip. Hai să fim serioși acum, că nesimțit nu este un cuvânt atât de drastic, dar se pare că permisivitatea lor li s-a redus la foarte, foarte puțin, așa că nu mai au permisiunea să distribuie sau să dea pe post anumite cuvinte care nu prea sunt ok. Așa că s-a tăiat și noi nu am văzut absolut nimic, dar v-am spus eu acum în mare despre ce a fost vorba și aceste informații sunt 100% reale. De aceea, oricum, doamna Andreea tot mai insistă ca Rebecca și cu Anthony să se împace, să lase în urmă tot ce au fost, să uite că au greșit amândoi și lucruri din astea, însă Anthony cu siguranță nu poate să o ierte niciodată și nu o va ierta niciodată pentru lucrurile astea. El afirmând și spunând și pe la hotel, de cum a putut să-mi facă astfel de lucruri, cum a putut să-mi facă altceva și spunându-le băieților că nu mai vrea să audă de ea și că nu mai vrea să o vadă niciodată în viața lui. Așa că mult succes, doamne moderatoare, în a-i cupla și în a încerca să ne mintă pe noi la televizor, pentru că nu prea se mai poate. Și de ce? Pentru că nu prea mai vrea Anthony. Dragilor, cam acesta a fost vlogul, cam acestea au fost lucrurile care au fost transmise acolo. Dacă ați ajuns până aici și apreciați ceea ce fac, apăsați pe butonașul de like, hai să vedem dacă putem să ducem acest vlog la 1000 de like-uri, abonați-vă la canal și, nu știu, dacă n-ați văzut vlogul de dimineață, intrați să-l vedeți că este foarte interesant, zic eu, am avut nuntă în Casa Iubirii, păreri și ce să vă spun mai departe, ne revedem în următorul vlog sănătoși și bine. Vă pup din suflet, vă doresc o zi minunată și toate cele bune se adune la noi, la toți. Pupici!